Bine v-am găsit, dragii mei. Voi începe acest videoclip prin a vă mulțumi din tot sufletul tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, tuturor celor care îmi dați like-uri și distribuiți, pentru că așa promovați videoclipurile mele pentru ca să ajungă la cât mai multă lume. Pentru a nu să uita mâncărurile de odinioară cu care am crescut noi, cei mai în vârstă. După cum știți, eu am vreo 60 de ani, am prins partea cea mai urâtă a comunismului, când nu se găsea nimic pe nicăieri. Și când aducea cap de porc și picioare, era coadă foarte, foarte mare. Am luat un cap de porc întreg. L-am curățat, am scos osul, l-am dezosat și din gușă, are și gușa care e foarte bine împănată, o voi fierbe cu usturoi. Uitați ce bine arată. Iar partea cealaltă voi face o ciorbă de varză cu care am crescut, cum făcea mama pe perioada rece. Ne trebuie foarte puține ingrediente, deci o varză murată, o ceapă, patru cartofi, puțină boia și, bineînțeles, sare și piper. Voi porționa carnea, după care vă arăt cum se face cea mai gustoasă ciorbă de varză cu cap de porc. Dragii mei, am porționat carnea, capul. Aici am scos gușa pe care o voi fierbe în zeamă de varză, după care o voi trece prin ustroi. Care vă place gușă cu boia, puteți să puneți și boia. Eu nu voi pune boia. Am adăugat întuci circa 4 linguri de ulei, adaug carnea, pun sare după gust, piper. Și vreau să vă dezvăluie un mic secret. Ca să aveți carnea fragedă, după care să fie și prăjită, trebuie să adăugați apă. O lăsați să fiarbă. Eu am pus la circa 1,5 kg de cap de porc. Am pus 500 de mililitri de apă. Adică o jumătate de kilogram de apă. O las să fiarbă până scade apa, pe urmă o voi lăsa să se prăjească, după care vă arăt cum continui. Este important să faceți așa pentru că veți da un gust special la mâncare. Dragii mei, după cum vedeți, carnea a început să prăjească. Voi adăuga boiaua. Circa o lingură. Voi adăuga și ceapa. Și voi mai lăsa să se călească pentru circa 2 minute. După cum vedeți, ceapa s-a călit, adăugăm cartofii. Lăsăm și cartofii pentru 3-4 minute, după care adăugăm apă.
Întotdeauna varza se pune la sfârșit, adică după ce cartofii sunt fierți, pentru că altfel riscăm să ne trezim cu cartofii tari. Am călit și cartofii pentru 2 minute, adaug apă și voi lăsa să fiarbă cartofii. Dragii mei, au fiert cartofii, așa se gătea pe vremea odiosului, mâncarea săracului. Însă am crescut bine educați și cu frică de Dumnezeu și respect pentru semeni. Voi adăuga varza. După care voi completa cu apă. Am pus mai multă varză pentru că ciorba de varză este foarte sănătoasă. După cum vedeți, am tăiat și puțin mărar uscat pentru gust. Și acum voi adăuga apă și voi mai lăsa să fiarbă pentru circa 20-30 de minute. Dragii mei, varza a fiert, carnea este foarte fiertă, fragedă, cartofii sunt fierți, așa arată mâncarea săracului de pe vremea odiosului Ceaușescu. Noi, care i-am prins timpurile, cam așa mâncam când eram copil. Tineretul care s-a născut după 90 și n-au prins acele timpuri, nu știe ce înseamnă să faci cu foarte puțin bani mâncare. Deși salariile erau foarte mari atunci, eu nu fac politică, nu mi-a plăcut niciodată, nici nu o să-mi placă, salariile erau mari, dar nu aveai de unde să cumperi, galantarele erau goale. Și așa că vreau să vedeți toate aceste mâncăruri cu care am crescut și care sunt uitate de mulți oameni. Eu cam atât am avut să vă spun. Încă o dată mă înclin în fața voastră pentru că vă abonați la canalul meu, pentru că îmi lăsați comentarii, pentru like-uri. Vă mulțumesc că existați în pagina mea și vă mulțumesc că mă primiți în casele voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne auzim la un nou videoclip.